și tu un like, subscribe. Salutare, gașcă, sunteți pe canalul Ceau Patricia. Astăzi suntem acasă la Nicoleta, la prietena mea cea mai bună, best friend-ul meu. Eu am fost de foarte multe ori în camera ei. Dar acum a venit ziua în care să vă prezint camera lor. În ziua de azi să vă... Doamne, iartă-mă. Salutare, fetelor. Gata. Fetelor, sunteți gata să ne prezentați camera cu căsuțe? Da. Apropo, Nicole, tot are un canal de YouTube, se numește Nicole OV, așa că neapărat trebuie să intrați pe canalul ei și să vă abonați. Ok, haideți să începem. Înainte de a începe vlogul, vreau să vă spun că această cameră este foarte deosebită decât camera care o are alți copii. Dar înainte de a începe vlogul, nu uitați să vă abonați la canalul Cea Patricia și a lui Nicolov. Yeah. Ok, haideți să începem. Eu n-am răbdare. Ok, deci deja eu așa, știu, eu prezint pentru voi. Hai, Nicole, așa, începem de aici. Nu? Aici eu am o oglindă cu multe luminițe în care ele se sting așa și se aprind așa. Aici avem două sertare. Este sertarul Andreea, este al meu, care se deschid foarte interesant. Așa, wow, arată al meu și așa arată al Andreea. Ce faine. Asta este o telecomandă. Bravo. Ele se închid foarte și foarte interesant. Într-un fel. Nu, așa. Uite, după ce am grilaj. Eu am aici o telecomandă unde ea schimbă culoarea aia la aceste luminițe de aici. Haide. Zicem că punem albastru. Wow. Și da, uite. Și dacă mergi 4 ori toate, păi uite, el schimbă neîncetat. Doamne Dumnezeule, tehnologie nouă. Poți încerca. Uite acolo parcă. Da, chiar e frumos. Și când lași pe el schimbă. Poți încerca. Da, încerc. Vreau să pun albastru sau turcoaz. Wow, eu da, zici ce frumos e. Hai să lăsăm turcoazul ăsta, că e foarte frumos. Da, ca așa. Aici am machiaj, tot de machiaj. Palete, agrafe, ia uitați-vă ce drăguț. Asta e un... De, da. Cum se numește? Ia, de pus aici în piept. Da, uite, am și cu brască. Foarte frumoasă. Mi-a arătat. Ok, haideți să trecem la altceva mai departe. Hai să trecem la bucata asta de aici. Aici okay. Am un fel de raft unde aici stau toate gadgeturile. Adică cum ar fi camera mea, căști, telefoane, foarte fain, jocuri, diferite jocuri. Și aici stă tot așa. Wow. Aici mai stă așa altceva. Așa. Aici este televizorul. Eu i-am făcut așa o căsuță. De ce? Pentru că patul nostru și este în formă de căsuță și am gândit o să fie în formă de căsuță. L-am făcut din peloplast cu materiale care noi le-am folosit la piniata ta. Spune eu de căsuțele astea. Vezi că culoarea asta de la căsuță seamănă cu bubble tea. Da. Bubble gum. Deci culorile canalului meu: roz, albastru, alb și violet. Mini căsuțe pentru niște portrete. Aici avem un portret cu un delfin care Andrei l-a desenat. Și aici câteodată mai stau și câteva jucării de pluș. Aici avem o pisică care tot a desenat-o Andreea. Acolo sus. Asta este un fel de portret foarte neobișnuit, numai că trebuie să scot ceasul. Așa. Da, și eu am făcut portretul ăsta, e foarte frumos. Da, am și unul acolo care e cu culoarea mea preferată. Cu culorile. Am uitat aici să arăt. Aici noi avem căsuțile, asta tot eu am desenat-o. Cu lăbuți de la psicuță. Animal. Și aici e bufniță. Aici avem alte căsuțe, aici tot sunt niște jucării. Aici sunt doi aricei. Aici stă pianul meu. Ian, arată-mă cum tu cânti aici. Poți încerca. Stop, așteaptă. Vine anul nou. Vine anul nou. Mai un... Okay. La balcon este o priveliște foarte frumoasă. Eu ador. Din care am terminat. Lasă-mă, mai interesează. Hai,
De obicei, ce cam ții tu pe polițele astea? Asta e partea mea, acolo e partea lui Andreea. Aici eu țin cărți, caiete, tot ce am nevoie. Și aici e o poză cu mine și cu tine. Nu ești cu Nicoleta, ce drăguță. Aici sunt, este un cufăr care l-am primit de mai de mult. Cu bijuteriile. Da. Arată. Wow, bravo. Și încă uite, aici la super mie mi-a scris numele meu de... Mă trebuie Nico, nu? Nicoleta Love. Nicoleta Love. O, fix la... Stop de 3 minute? Da. O. Și mai sunt aici foarte multe iată. Sunt foarte frumoase. Uite, să vă lanțuri, tot ce vrei. Aici miele, aici da. Sunt brățări. Aici brățarea asta e din Italia, asta e de la pufuleți, știi? Asta, da. Asta e de la bunica. Da, asta bunica ei a dat-o. Și încă fix are aici animalul meu preferat, aici uite, pasărea mea preferată, aici e fluturea. Insecta ta preferată. Nu, un pește. Unde e altul? Bufniță. Aici e de gazanul meu de școală. El e foarte roz și foarte mult îmi place că el schimbă așa culoarea. La acest salut. Aici face aici lesele și Andreea aici. Mm-hmm. Da. Aici sunt sertarele mele. Acolo sunt sertarele Andreea. Aici. Și aici sunt sertarele mele și ale Andreea. Le împart ca surorile. Aici e locul meu preferat pentru că fac pozele. Ia. Am făcut aici într-un fel, mai de mult l-am făcut. El e din pază făcut, înțelegi? Cât de greu îl trebuie de făcut. Uite, dacă tu ții înăuntru, aici arată numere. Trebuie după fiecare număr să-l pui. Iată, de aici de jos, de undeva începe 1, 2, 3, bla bla bla, până la ultimul. Care e ultimul? Nu ultimul e... Nu. E 216. Uitați-vă ce privire, știi? Uite, tu trebuie să mă vezi, că eu am mers pe trotuarul și la... Uite, iată, la turma Eiffel-ul ăsta, ultima fază, e 216. Aici sunt foarte multe creații, foarte multe locuri de la Nicoleta și Andreea. Uitați-vă ce găsă mea, uite ce trăcuță. Iată, tot felul de lucruri. Iată, eu am făcut etajul un portret. Tablou? Da. Papacal. Foarte frumos. Da. Cât timp l-ai făcut? Foarte mult timp. De fapt, nu ți minte de la cât am făcut, dar foarte greu am făcut. Corălița asta cine a făcut-o? La grădiniță, la Andreea vară, când a fost ziua ei de naștere, păi o fetiță de la grădiniță i-a dat pentru ea ziua ei de naștere. O prietenă! Da. Și cum o cheamă? Mia. Mia, ok. Iată, eu am făcut acest portret, eu l-am făcut, nu Andreea l-a făcut, eu l-am făcut pentru mama și aici e un... Iată, să nu-ți uite dacă mama. Aici îți deschide și... Vreau să deschide. Îți mulțumesc că m-ai iubit și m-ai învățat să iubesc pe ceilalți, dar mai ales pe tine, la mulți ani. Foarte frumos. Acesta este cel mai interesant vlog, eu pur și simplu iubesc de asta și câinile cază de pereți și foarte distractiv. Atenți, Lucas, te rog. Uitați-vă. Ia uitați-vă. Fetele cu chetele zboară cu rachetele. Atenți, îți drăgăște în gloa. Cel mai neobișnuit lucru din această cameră este patul. Uitați-vă ce pat extraordinar. Hai să ne prezentăm. Așa, cum se urcă corect? Trebuie să pui mâinile pe fune. Scara se aplece și aici de... Ui. Da, niciodată nu m-am urcat așa pentru că n-am vrut. Mă temeam să nu cal. Da, aici... Și foarte complicat, când tu poți să te urci de fapt... 1, 2... Da, păi asta e problema! Tu dacă stai așa, tu scazi acolo. Eu, eu acolo mai nu m-am luat cu capul. De asta. Și uite ce mi-e place, când ajungi aici, simplu te întorci și... Ok, urcăm. Atenă mai să nu cădeți. Haideți să vă prezentăm. Deci aici este un când te culci noaptea. Aici sunt așa niște leduri ca să nu te temi. Și asta este telecomanda care poți schimba orice culoare. Haideți, de exemplu, să punem turcoaz.
problemă. Stop, dar vrei să arăt ceva. Dacă apiși pe Insta, arată tot culorile. Trebuie să arate. Eu știu, știu butonul ăsta. Da, dar ce nu se aprinde? Scoate. Ai! Sorry! Excuse me, please. Da, spune o culoare. O să-mi iau. Uite, e bun. Punem turcoazul ăsta, că foarte îmi place. Puteam să-l punem mai deschis, adică mai închis. Sau mai aprins, pentru că mai aprins. Dar acum ai pus-am pe butonul de jos. Ele merg toate în culorile curcubei. Da, adică toate culorile din... Eu am dormit odată aici la Nicoleta, Doamne, și noi am adormit foarte greu. Nu știu de ce, pentru că n-aveam chef de somn. Dar, sincer, pe spatul ăsta. Și când m-am trezit dimineață, să povestesc că zis? Când m-am trezit dimineață, Nicoleta noapte s-a temut și s-a dus în cameră să dormi cu mama. Și eu m-am trezit dimineață și lângă mine era Andreea. Și eu credeam că Andreea e Nicoleta. Și a spus, Nicoleta! Și Andreea s-a trezit și eu cum am dat, ui. Și data mama a venit atunci Tanciu, mama lui Andreea și Nicoleta, să trezesc, fiindcă Andreea avea grădiniță atunci, noi eram în vacanță de vară. Și logic. Așa, asta e partea lui Andreea. Asta e partea lui Andreea. Andreea arată colțul tău de pat. Aici e bucata mea de cameră. Andreea și Nicoleta sunt foarte, foarte mari fani, foarte mari fani la Sodic. Ia ca animalul ăsta. Ăsta e Rid. Și asta e Emmy. Hello. Cum cobor eu? Deci acum și eu, să vă arăt cum trebuie de coboră corect. E bine tot așa îmi place să cobor, dar corect cum scoboară. Apropo de pat, uitați-vă ce scrânge, confortabil, dar doar că Nicoleta a fost deja pe el. De două ori. Am căzut, el s-a rupt să spun povestea. Eu mă uitam la televizor. Stăteam. Deodată. Baba! Ca joc. Jos pe... Nu pe moale card, dar pe... Pe asta. Și încă nu doar de asta, dar după eu... După ce păceam... Levnul ăsta eu căzut fix aici în frunte. În frunte, dar în cap aici. Și a doua oară tot așa. Coboară corect. Ești așa, da? Bate, hop. Și dacă n-ajunge aici sau sari sau cobori până la urmă. Dar mie îmi place foarte mult tocmai de aici. Uite, iar cât de sus ajung. Hai. Uite cât de sus ajung. Dar credeți până aici până pod. Da, dar pui mâna podul are, simți, podul din balon. Dar cel mai important loc este... Asta? Camera de sub pat. Nu camera de sub pat, se numește, dar etajul de jos. Okay, asta da. E etajul 2, este etajul 1. Și avem discoteca. Ia, cu fata noi ne-a cumpărat unul nou. Aha. 2. Și asta. Dar faci gălăgie. Da, și nu-i de asta nu vreau, îmi place și de asta eu nu. Uitați-vă câte jucării sunt aici, doamne, eu le iubesc pe toate. Aici este colecția de loluri, mai complic aici sau așa altceva. Colecția de loluri. Peruci, alte jucării. Wow! Asta e lemnul lui Nicoleta. I-am dat aproape toate jucăriile lui Nicoleta, deci asta bunica mea l-a cumpărat. Ok. Asta l-a cumpărat când a fost cu mine. Asta i-am cumpărat lui Andreea, de ziua ei. Asta mai ia. Asta mi-i faia, Nicoleta. Și apropo, vreau să vă arăt ceva. Nu, ai greșit ceva. Ei, dar lasă. Aici noi avem bucătăria la Andriuța. La parțel. Cum ar fi? Comanda! Mama, mâncarea! Oria. Keller! Aici avem o mini bucătărie. Aici avem bucățele de gheață. Așa, luăm de exemplu un păhărel. Mai trebuie să găsesc păhărelul și ăla. Nu intru că aici este un păhărel. E la asta. Dai? Thank you! Ai îngheață, nu frige. Apropo, am adăugat ceva. Wow! Sunt foarte multe jucării. Noi căutăm foarte mult mici jucării pentru păpșica mea și al lui Nicoleta, că Nicoleta o să-și comande la fel păpșică idol ca a mea, acuși vă arăt. Eu pe un magazin online, acuși o să vă arăt. Este foarte drăguță.
Eu n-am răbdare să vină. Eu deja mi-am pregătit pentru ea ieptine, elastice, jucării, hăinuțe, deja tot i-am comandat de pe Jum, așa se numește magazinul. Eu nu fac reclamă, dar puteam să comandați de pe el. Uitați-vă cum arată, ca să economisiți bani. Da, aici sunt doar arată prețuri scumpe. Dar uitați-vă, asta e gentuță pentru ea și asta care vreau eu. Foarte tare vreau. Eu uitați-vă, are și foarte îmi place că are și poponeață. Foarte amuzantă și mi-am comandat și hăinuță. Și vreau să căutăm acum mâncărică pentru ea. A, și trebuie să vă arăt care păpușă eu vreau. Mai trebuie să... Uite, și noi căutăm mâncărică pentru păpușele astea care vi le-am arătat. Uitați-vă care păpușică vrea Nicoleta. Ea m-a rugat să-i transmit pe Viber. Acuși cu eu. Eu mai caut aici, dar tu caută. Bine. Fort. Da, uite, eu mă gândeam aici. Ia, uite, eu vreau uite această păpușică. Iată, asta care i-am transmis-o eu. Uite-vă cât e drăguță. Și este... Este 227 de lei, eu am luat-o cu 147, pentru că a mea este așa mai simpluță. Aia este cu ochii verzi și... Să fie un pic mai scumpă? Da, un pic, foarte puțin. Cât o să fie 227 de lei? A mea costă 147. Ține cu 100... Mă, nu este așa drăguță. Într-o iată această popcorn. Iată-ți asta, dacă o spălăm, băgăm aici unghiuță sau ce avem noi, iată așa și o spălăm. Tu ai așa de multe jucării pentru ea, eu n-am aproape nimic. Iată asta. Eu tot am, tot am. Și iată ce se... Și asta. Aici seamănă ca un magazin de jucării. Ca piața de jucării. Mai mult. Și aici sunt foarte multe, ia uite. Jocuri. A, ce vă spune ele mai tare? Apropo, noi avem aici... Wow. A, și încă ceva. Sunt sigură că... Eu nu știu, nu știu că ți-am spus. Patricia! Aici sunt toate jucăriile de la McDonald's. Aici este biblioteca noastră de cărți. Sunt foarte multe cărți, după cum vedeți. Da. Stop. Dacă... Colecții sunt foarte multe. Da, asta este colecția de la Disneyland. Și mai aici este sunt două cărți de la Disneyland. Așa este tot de la Disneyland, eu le-am citit aproape cu toate. Am luat pe astea. Scoate-le să le vedem. Stop. Uitați-vă. Am citit-o și pe asta. Ok, și pe asta am citit-o, și pe asta am citit-o. Și pe asta am citit-o, pe asta n-am citit-o din păcate. Pe asta am citit-o. Pe asta am citit-o vreo 4 ori. Foarte tare îmi plăcea cartea Mona, era pe preferata mea. Da, vreau să vă spun că ele stau după colecție aici. Ca să primească aici să scrisul da, Disneyland. Da, la mine așa stau acasă. Ca... Măi, ne-am găsit să-ți facem ordine în cărți. Ai, iată. Ia uite, I. Ia, da. D, S, S, S. Am dis. N, E și... E. Așa. Oi, nu. Nei. Disney. Și asta e ultima. A, oi, asta trebuie ca prima. Da. Ia ca așa. Gata. Am făcut Disney. Disneyland. Castelul. Și castelul am făcut, castelul e foarte frumos. Da, da, ai observat că la fiecare chestie de asta începem întâi castelul într-un fel artificiu și după asta începe... Da, povestea. Cum îl cheamă, doamne? Mickey Mouse. Da, Mickey Mouse care merge cu trenul și își mișcă fundul. Da. Hai, tot ce e, ce-mi ție ce e? Așa, așa e. Opa. Asta e cutia lui Andreea. Curbarbie. Da, asta e a mea. Apropo, uitați, aici așa. E roz, de aici e negru. Chestia asta se deschide. Aici tot avem câteva mâncare. Care am uitat și ia, uitați-vă cât e de astea de Nicoleta. Care? E ca de astea. Pe aici lăsa la mama. Pe aici lăsa mama ta? Da, pentru că mama când își face gen. Și cum ar fi în joacă? Tuc, 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 tuc. Hai și eu mă joc. Uitați-vă cât de multe sunt. Am făcut. Trapelul în România, asta e mai mult. Aici noi avem o colecție mare de cercuri. Haideți să vi le arăt. Un fel de cărciuliță de elf care mama a făcut-o. Mama ta ți-a făcut-o? Da. Nu mai deja nu nimic. Dar mine bună. Așa.
A să ne împrumuți la videoclipul nostru. Bine, cum uite, și noi vim foarte mult îmi plac aceste... Vine, vine anul nou. Moș Crăciun are un cadou. Gradul e împodobit. Visul meu e împlinit. Moș Crăciun are un cadou. Bradul e împodobit. Visul meu e împlinit. Au, au, au. Renuț. Unde am găsit? Iată așa, pentru tot, pentru tot, pentru Ren. Moș Crăciun. Vreau să vă arăt o magie, fix chestia asta s-a stins. Eu acum voi intra. Se aprinde singură. Asta adică este un senzor de are, mișcare, așa se numește. Da, aici este un senzor în care ea, când vede mișcare, ea se aprinde. Când, dacă deja încolo ne stăm aici și stăm nemișcați, ea se va stinge într-un timp. Gens, asta e geanta mea. Aici nu este geanta mea. A mea. A mea. Al Andreea. Asta e la Andreea. Asta tot e geanta mea. Gata, gata, nu, nu le scoate. Uite-ți diferite genți. Am înțeles. Andreea, foarte atent cu chestia asta ca să ia tata. Oh, simt bine. Ea face potul mai că ea are nevoie de hârtie. Ea îmi urează pozele. Serios? Da. Acum ia. Tata, acum ia tata, fac tata cu camera asta făcea poze înainte. Acum ia. Îmi place foarte mult această minge cu biluțe. Da! Este foarte comodă și foarte drăguță. Dar vrei să are ceva cu, cu ea? Eu tot am dormit un pic între ea. Așa. Și... Dați-mi arătul. Vino să arăt ceva amuzant. Da. Dar asta poți stai, că nu e așa zi. Educativ. Popoul meu! Scuze, stai, nu-mi scot pe tine. Și cu tine. Am un funduleț mare. Nu cum te-ai răzgut la Micheaua? Abar nu am, am niște receuri speciale pentru popouri mari și pentru nu îngur pe nimeni când merg. Prieteni, cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut această cameră foarte super, foarte deosebită. Și cei care au așa camere deosebite, scrieți-mi în comentarii și poate reușesc să vin la voi și să fac încă un mini vlog în room tour. Ok? Cu voi a fost Patricia, Nicoleta și Andriuța. Acum vă spunem pa, pa! Mua! Deși tu like, subscribe.